Prima impresie pe care o are un vizitator atunci când ajunge la Casa Memorial Vasile Alexandri de la Mircești este aceea unei case părăsite. Nici mauzoleul în care este înmormântat Vasile Alexandri și care a fost ridicat din banii Academiei Române și inaugurat la 1928 nu se află într-o stare mai bună. Preluarea clădirii și a terenului din împrejurim de către comuniști a dat peste cap planurile lui Vasile Alexandri. După cel de-al doilea război mondial, casa și moșii au trecut în administrarea Ministerului Artelor și Informațiilor. Odată încheiate reparațiile, conacul a fost deschis ca muzeu memorial la data de 9 iunie 1957. Ultima reabilitare a fost făcută la începutul anilor 90. Anul trecut nu era așa. Nu erau clăpăturile astea anul trecut? Așa, mai puține. Acum mai mult. S-au mai acceptat, da. Conacul familiei Alexandri a fost construit în anii 1860 după planurile poetului și sub stricta supraveghere a soției sale, Paulina. Inițial au fost ridicate două camere și un hol, iar imobilul avea o arhitectură simplă. Apoi casa a fost extinsă. După moartea poetului, în 1890, proprietară devine soția lui, care lasă întreaga avere nepoatelor sale cu condiția să doneze casa Academiei Române. Ce spun vizitatorii când văd clăpăturile acestea? Păi, mulți vizitatori chiar sunt mir pentru faptul că nu este niciun interes pentru cultură. Conducerea Muzeului Literaturii Române declară că proprietarul de drept al clădirii este Academia Română. Reprezentanții Academiei susțin însă că nu pot consolida clădirea, pentru că pământul de sub imobil s-ar afla în proprietatea Consiliului Județean. Nici Muzeul Literaturii Române, care plătește 3 gardieni pentru a păzi întreaga proprietate și 2 muzeografe care au grijă de exponate, nu poate face investiții. Vasile Alexandri lăsa prin testament Academiei Casa Memorială, deci a lor. Problema e că ei nu vin să-și o ia, juridica lor, noi nu putem investi bani ca să reparăm ce acolo. Nici primăria Comunei Mircești nu poate face nimic. Din același motiv, clădirea nu le aparține. Nu ne aparține nouă. E un proces în derulare lung din partea Academiei Române și a Muzeului Literaturii Române. Datorită acestui fapt, nu se pot face investiții locale. Casa se află într-un parc dendrologic, cu stejar și nuci seculari plantați de poeți și protejați de lege. Casa memorială a fost scoasă din circuitul turistic, fapt care afectează accesarea unor proiecte europene.